Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la primul meu buy vlog cu livrări la Glovo. Dacă mai vreți episoade de genul, dați și voi frate un like și un subscribe la canal, să ajungem, nu știu, măcar 500 de like-uri la episodul ăsta. Dacă mai vreți episoade de genul în continuare, buy vlogurile, aș vrea eu să-mi scrieți în comentarii cam cât, câte minute vreți să aibă. Adică eu pot să le fac de cam orice mărime, mă rog, mărime, lungime, videoclipurile pot să le fac de la 10 minute până la 30 de minute. Acum depinde cum vreți voi, deci vreau să-mi scrieți în comentarii câte minute vreți să aibă un videoclip. Sper să vă placă, setările nu erau făcute chiar așa de bine pe cameră, filmea doar 1080p pentru că n-am reușit să fac setările ca lumea pentru 4K, deci filmam 1080p cu camera. Dar na, eu zic că se vede destul de ok. Audio-ul am filmat cu telefonul pentru că camera era în husă și nu se auzea așa de bine. Deci bă, fraților, sper să vă placă acest bike vlog. Dacă mai vreți ceva de genul, în continuare dați voi frate un like și un subscribe și sper să vă placă. Hai să înceapă episodul. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la primul meu bike vlog, când livrăm la Glovo. Da, mi-a început programul acum 2 minute, n-am primit nicio comandă. Bă, o să fie mai nasol prima dată pentru mine, by the way, dacă nu o strângem 500 de like-uri, s-a terminat treaba, bă băieți, nu mai fac în viața mea. Hai să ne asigurăm, bă, eu sper că am voie să iau pe nici tu strada asta. Nu văd pe nimeni. A, uite colegul de la Glovo, hai că-l prinde, fiți atenți aici. E un coleg de la Glovo acolo. Îl prinde, fiți atenți. Numai să mă lase și pe mine cineva să trec pe... Ia uite, mă, trăiți, nu mă lasă nimeni, mă. Trec pe aici oamenii în prostie. Ia uite, ăsta am stat. Mamă, nu mai vine nimeni, frate, dar nu mă lasă. Hai, lasă-mă. Mersi, oho, ne-ai dragi comandă, ăsta da glad. Nu știu unde e aia, de eu mă duc după colegul meu de la Glovo. Ăla e, stai să-i dăm accept la comandă. Și mergem după colegul de la Glovo. Bate vântul tare, nu știu dacă se aude în microfon. Sper să nu vă deranjeze sau ceva. Sper că totul e bine, setările sunt făcute, sper că camera filmează. Asta ar fi cel mai important, dacă camera filmează. O luăm la dreapta, hai să-mi pun GPS-ul. Hai, ne asigurăm, e ok. Se uită toată lumea la mine, zice toată lumea că sunt dobitoc. Dar nu-i problemă. Uite, deci efectiv toți din mașini se uită la mine. Și moșul ăla se uită. Aia e. N-ai ce să faci. Unde trebuie să iau, frate? Ia spune-mi. A, un kilometru, e aproape. Știu eu strada Gladipița, Benito, acolo, bă, băieți. A, le-am primit notificare. Ia, uite, mă. Mă va pe aici, hai că mă lasă. Ok. Aoleu, n-au ăștia loc. Hai că au, perfect. Da. Problema e că nu prea am voie pe aici, că e interzis și e și trotuar. Eu merg pe trotuar, n-am voie. Dar Pita Benito imediat aici după colț, deci nu-i problema. Uite ce mă obosit, am pedalat ca nebunul și am obosit acum, fiți atenți, mă, băieți, nu? Uite ce pizza a venit-o, după colț. Ne legăm bicicleta și luăm comanda. Ia să vedem. Eu fi vreun coleg de la Glovo pe aici. Mamă, ce s-a auzit? Am ajuns. Colegul tău de la Glovo? Nu-mi dau seama. Ok, sunt în magazin. M-am ofertat două pizza, stăm aici o oră la așteptare. Stați să vedeți acum timp de așteptare o oră. Am dat și cu telefonul pe jos, s-a terminat șmecheria. Hai că vine cineva să-mi ia comanda. Sau bat eu la ușă, nu știu, hai să bătem. Bună, am o comandă la Glovo. Veniți dumneavoastră? Ok, aia cu oferta de două pizza, nu? Ok, hai că aștept aici. Deci, nu știu dacă filmează. E un câine care efectiv omoară o pisică. Uitați aici, o crimă în desfășurare. Băi, să mă uit aici în animal, să mă uit în puii mei. Uite că se luptă, frate. Bă, șt. Ma, uite că vrea și pisica luptă. De păi așa, ce facem, boss? Șt, nu-i voie, nu-i voie. Cu aia nu mai poate să miște, paralizată, hei. Ok, hai că nu a fost chiar așa de rău cu timpul ăsta de așteptare. Ia să vedem. Să vedem noi aici. Opa, s-a băgat cablul în fața camerei. Nu te băga, mă, cablule, mă. Nu fă de astea. Mașinilor. Mamă, ce aglomerată e pe strada asta. Uitați de Dumnezeu, în puii mei, să mor eu. Când veneam eu pe aici, a fost ultima dată când m-am dus, mergeam în generală, bine, și acum cu Glovo, dar na. Mergeam în generală, când mergeam la școală pe aici, mă, în fiecare zi.
Și acum cu globul, frate. Ok. O luăm pe aici, uite taxiul. O luăm pe aici și ne băgăm pe pista de biciclete. Și toată lumea se uită din mașină la mine, ceva de genul, bă, ce zice, mă, handicapatul ăsta aici, frate? Și biciclistul ăla s-a uitat, ceva de genul, o, salut, bă, băieții de pe YouTube. La dreapta, mă, dar de ce? Uai, mă, băgat pe linia de tramvai, ce pizda, mă, si, bă, de ce? Uai, ce bate vântul. M-a băgat pe linia de tramvai, ce dracu, bă, nu-i ok. Stai că n-am voie pe aici, bă. O iau pe trotuar. Că nu știu dacă e ok pe aici. Mamă, pune, mă bagă GPS-ul ăsta. Uai, vine autobuzul să-mi bag pula, ce era să mă calce ăsta? De ce claxonezi, frate? Ce ai cu mine? Da? L-o claxona pe ăla. Pe cine claxona ăla? Că n-am înțeles. Pe cine claxonai, frate? Pe cine claxonai? Că n-am înțeles treaba. Pe mine sau pe moșul ăla care ridica mâinile nervos? De ce mă pune să iau la dreapta? What? A, de acolo am plecat, ok. Că te bagi, ia uite-mă, te bagi, n-ai nicio treabă. Aici nu mai am loc. Dar s-a făcut verde, mă vezi, frate, m-a văzut. Uai, ce miroase pe carburant în spatele lui ăsta. Miroase a tot felul de căcaturi. Uai, aici e pistă. Ne băgăm pe pistă, ca oamenii normali. Ne băgăm imediat, stați să prindem aici un loc și ne băgăm pe pistă. Binișor. Ce să zic, binișor stă. Și camera asta. Uai, ce drum e pe aici. No, mai ziceți voi că drumul ăsta e în lucru, nu știu de cât timp. Păi, dar e de ceva timp. Și uitați și voi, mă, Eliane să repare pe aici, să merg eu cu bicicleta ca lui. Iau, mă bag pe aici. Ia uite, mă, derapez. Băi, frate meu, reparați și voi drumurile astea, că nu e ok. Și eu trebuie să iau fix la stânga și numai, a, ba, îi trecere, uite. Îi trecere. Uite că-mi și zice. Ți-am închis. Ciao. O secundă, că-ți dau imediat. Sosurile și pizza. O secundă să văd și cât ai, că nu știu. E cu card, cash. A, atunci e bine, uite. Doar o semnătură să-mi dai, te rog. Mersi, poftă bună, ceau. Bă, ciubucul 10 lei până acum, nu știu dacă se vede. Ciubuc, frate. Nici, bă, mă simt așa prost, mă, că... Voi gândiți-vă, bă, că omul mi-a întins efectiv, omul a plătit cu cardul comanda și mi-a întins mie așa 10 lei, o zis, uite, frate. Am zis așa. Oh, comandă nouă. Piața Victoriei. Unde ești, tati? Piața Victoriei. Hai să vedem, băgăm GPS-ul ca să mă duc pe cel mai scurt drum, că eu știu Timișoara logic. Oh, McDonald's. Știm unde e McDonald's-ul, nu? Hai să vedem. Cum prima ieșire coaie? Cum prima ieșire? A, ieșiți? What? Băi, sigur GPS-ule, că m-ai dus bine. Dacă mi-au zis, am greșit strada. Să nu-ți fut eu în gură GPS-ul ăsta, prima ieșire. Ci că prima era asta, la dreapta. Că nu faci sensul invers. Dar nu, GPS, frate. Folosește GPS-ul raunul, că mai te duce pe drumul mai scurt, frate. Așa se procedează cu ușile, frate, le deschizi din mijlocul drumului. Că biciclistul vine și îți intră fix în mașină. Îți intră fix peste tine, frate, în mașină. Sare pe scaunul din dreapta dacă faci de astea. Dar pentru ce, drecu? Să ne stresăm noi. Nu? Hai să dăm viteză. Nici nu-i verdele ăla sau... Ciao. Îl prindem, nice.
Uite Glovo, hai fratele Glovo. College! College! Uite-l pe Darius. Zi salut, fraiere. Stai mă, puie. Stai mă. Da-ți mă, drecu, hai încoa. Ce mă rog, pișoate? Zic-i zic eu, zic eu în puii mei pe vlog, ce că... Uite-l pe unul de la Glovo. Întrebile că tine ești tu în puii mei. Gai, ce ratat. Ce faci? Vlog, frate, ia uite. Zile salut. Bă, n-ai autograf. Dau autograf, frate. Unde, unde ai comandă? De la Falafel. Eu la Mac. A, Falafelul aici, la dreapta. La Mac, la Mall. A? La Mall? Nu mai la... Mai mă ține 3 ore, oare? 40%? Da. Hai că te mai ține. O oră, o comandă te mai ține. Eu am de la Mac. Eu dacă mi se descarcă ceau, că eu am camera la baterie externă. Dacă am baterie externă, dacă mi se descarcă s-a dus dracu. Da, bine, bă. Hai, ceau, bă. Ceau, bă. Și-o luăm tot în aceeași direcție. Că pentru ce trebuie cu ne salutăm și-o luăm tot în aceeași direcție. Nu că hai, du-te în față. Că pun abonat. Ia uite-l pe ăla, face drifturi. Bă, vezi că nu te pun în video. Se striga cauciucul degeaba. Uite. Dau acum una la roată. Aoleu. Vezi că zici strâmb cauciu, ăsta strâmb janta, bă. Hai, Darius, ceau, bă. Boschetarule, spor la picat cu bicicleta. Că l-a făcut bani, nu-i spor. Ceau, bă. Ceau, bă, Robi. Ce ratați, mă. Nu știu dacă am vorbit de Darius pe video ăsta, dar... Uite-l, mă, pe Darius al nostru, frate. E verde, am pierdut verdele, Darius, din cauza ta. Din cauza ta am pierdut verdele, Darius, bă, să nu te fut eu în gură, auzi, bă, ăștia. Îl prind, hai, vine cineva pe aici? Nu vine. Nu vă mai uitați așa, frate, că nu e OZN pe corpul meu, e o cameră. Nu e un OZN. O, aici iar e strada distrusă și o luăm pe stradă. Și iar mă, eu mi-au jurături de la șoferi. Că, frate, de ce mergi pe stradă? E pistă de biciclete, e fătuți morții mătii de copil. O, eu luăm pe aici, că pe trotuar, nema trotuar. Am avut și trotuare pe strada, mamă, a, nu, eu, e și înainte, e ok. Nu mai, ia, semnalizez la stânga și așa, brusc, sau ce, ia uite ăsta pe contrasens, trăiți iar. Ok. Frumos. Și aici o să facem o schemă, o luăm pe trotuar, că trebuie să iau pe cealaltă stradă, știți ce zic, ia fiți aici. Schema de schemă. Bam. Și bam. Cum să strici plăcuțele de frână? Pui frânele astea așa. N-avem, nu ne lasă nimeni. Boss. Ciao. Salut. Ciao. Cu Giacomo, eu m-am dus și am întrebat, dar... A cui e aia? Asta e, tati. Mersi, ciao. Ciao, succes. Hai. Plăcere. Opa, așa. Bă, taci mă GPS-ule că mă enervez deja, că eu știu orașul, frate, nu trebuie să-mi dai tu mie lecții de oraș aici, că-l știu. Liniștit. Păi. N-ai ce să faci, deci pe ăștia pe pistă. Se uita la mine așa cu coada ochiului, ceva de genul, bă, frate, ce mă filmezi tu pe mine? Te filmez? Caut-o un pic lanțul. Unde ești colegul Glovo? Uite-l ăla-i. Ăla din Mac era. Nu, trebuie să iau în cealaltă parte, spre colegul Glovo. Ah, ok. Spre colegul Glovo. Hai să mergem după el. L-am prins din urmă pe colegul Glovo. Păi să o prind la același semafor, vezi că am mers la aceeași persoană, că am mai pățit.
Te-am prins, frate. Unde ai? Pe ce stradă? A? Pe ce stradă ai? Mă. Păi tu nu spui ăla, nu spui GPS-ul. Mamă, bine că e mai liber acum seara asta. Că de obicei e plin aici de oameni de astea, de bași cu bicicleta printre ei. Așa măcar e mai lejer pe aici. Căștile în urechi. Ia uite, ăsta e Darius aici la Savoy, nu-i Darius. Ok, și aici la stânga sau la dreapta? La dreapta. Spre, ăsta e Caminul 4, hai că luăm pe aici. Ăsta e, ia uite pe aia, mă. Ăsta e Caminul 4, frate. Ăsta e intrarea din spate, cred. A, uite aici. De ce cămin trebuie? A, Caminul 9C. Ăsta e Caminul 9C. 9C. Ușa deschisă. Ia să vedem. Sigur ăsta e Caminul, că deschide 500 de metri. Cum a trecut 500 de metri, mă? Cum dracu? Aici m-au adus, dar... faza că nu știu dacă e Caminul și etaj 2. Mă, dar nu te găsesc futus Caminul. A, pe aici cred că e intrarea aia. Ciao, aici e comanda. Ok, Doamne ajută că l-am găsit. Că l-am căutat, m-am învârtit. O secundă să văd și aici. 22 de lei 30, te rog. Uite ăsta. O secundă. Ai fix, nu? Da. Ok, și o semnătură să-mi dai, te rog. Mersi, poftă bună, ceau. Am găsit și Caminul. Ok. L-am găsit, ce să fac și acum? Ne descurcăm cum putem, nu? Corect. Rotarul cu ștaif, așa îi zic eu ăsta, rotarul cu ștaif. Nu, n-are, are pur și simplu o bluză galbenă. Vai, mi-a prins răgui. Mergem la grătarul cu ștaif, frate, așa mă lași, că este pista mea. E pista mea asta, pentru că e pe sensul meu de mers. Și acum pe stradă, că nema pisto. Sincer, lucrează de mult la strada. Uite și pe ăsta pe contrasens. Trăiți, iar familia, frate. Contrasensul ăsta. Merg pe contrasens oamenii, nicio treabă n-au, frate. Nicio treabă. Tot înainte o luăm. Și la dreapta, ok. Aglomerație, ce să vezi? Și noi cu bicicleta scăpăm de aglomerație. Ah! Trebuia să o luăm pe Ion Cebrăteanu. Acum ghinion, o luăm pe aici. Oricum la grătarul cu ștaif, ăsta sau cum se numește, tot timpul e timp de așteptare de 20 de minute, cel puțin. Aaa, uite mă, grătarul cu ștaif, centru. Zonă pietonală, frumos. Frumos spre zonă pietonală, n-ai ce să spui, frumos așa. Oleo, vin mașini, stai că nu-i zonă pietonală, că vin mașini. Grătarul cu ștaif. Mamă, am băgat și-o pe ultima. Unde? Uite, grătarul cu ștaif, aici pe dreapta, e frumos, frumos. Ăsta e în curte. Grătarul cu ștaif, dar nu scrie. Ba, mă, grătarul cu ștaif.
Aici e grătarul cu ștaif, dar pe unde ne băgăm și noi, că sunt numai mașini parcate la un milimetru distanță. Uite, pe aici ne băgăm, avem loc. Pe grătarul cu ștaif. Uite aici e grătarul cu ștaif. Cu ștaif. Mamă, intru în restaurant cu bicicleta. Mamă, mamă. Uite pe aici. Bun, o comandă de la Glovo pe numele Simon Robert. Ok, aștept afară, nu? Nu trebuie să plătesc online. Ciao. Merge? Merge, merge. La tine? Uh-huh. E bine. Ciao. Am început și noi comanda cu numărul 3. A durat un pic. Eu am plecat deja de la restaurant, deoarece... nu, ia uite băi, asta e contra... Nu, am crezut că e contrasens, dar nu e contrasens. Eu mergeam bine, tipul ăla nu știu ce face pe acolo, dar văd că mă lasă în orice caz. Mersi, boza. S-au parcat. Au parcat, ok. Am crezut că voia să vină încoa. Bosule, pe contra, sens păiaș. Viroas la stânga. Piața ți-a... Mă, ce? Stai că nu-i bine. O luăm pe aceea, bănuiesc, nu? Da, pe aici. Pe aici. Hai, bagă-te, boss. Ne lasă, bagă-te tu primul. Și-o iau și-o iau, uite, mă, ce m-am speriat. Pe aici o luăm, frate, pe strada Marin Tânăr, sau cum îl cheamă pe ăsta. Am avut timpul de așteptare mare la comanda asta. Am avut mama vari. Mama vrea să parcheze omul. S-a terminat. Parchează, frate meu. Ok. Noi trebuie să luăm pe Michelangelo, așa că rămâne pe banda asta, pe banda de pe dreapta și băgăm viteză, ce să zic. Da, am avut timpul de așteptare extrem de mare la comanda asta. A fost undeva pe la 35 de minute. Și pe aici, nu? Bulevardul Revoluției, aici e, frate. Bicicletei. Da, și tu stai fix lângă copil, mă, bă, deci nu, e peste puterea mea de înțelegere așa ceva, mă jur. Cum trecu să cerți copilul că stă pe pistă și tu să fii fix lângă el așa cu ochii în telefon sau ce făcea, nu știu, nu m-am uitat. Frumos. Ce să zic? Dar eu nici știu dacă mai, ia uite, mă, iară pe pistă. Mă bag acum ele, fii, dai, șefă. Te-ai speriat un pic, te cred, dar stăm și noi pe pistă? S-o speriat un pic, o făcut așa o față de ea, bă, stai cu aia, dai peste mine. S-o speriat un pic, dar... Na, ok, asta pe contrasens. Asta, pe contrasens. Ai pistă pe cealaltă parte, domnișoară. De ce nu vrei să înțelegi că ai pe cealaltă parte pistă? Pentru ce să înțelegem chestiile astea? Sunt inutile. Mergem pe contrasens și cu mașina, că l-am permis, o să mergem tot pe contrasens. Uite colegul de la Glovo, nu mă vede. Tot, a, uite mă, mi s-a decentrat ăsta. Tot înainte, a, dar știu strada aia, doctor. Strada doctorului. Mamă, oamenii trec pe roșu. Chiar proști, mă. Verde. Ok, cred că mi-am strâmbat aripa. Nu-i strâmbă. Spre surprinderea mea, chiar nu-i strâmbă. Wow! Bă, eu sper să mă țină cardul ăsta, că eu cred că filmez de 4 ore în continuu deja. Sper că mă ține, dacă nu mă ține ghinionul meu, aia se mai întâmplă și de astea. Dar hai să vedem noi cum terminăm. Mai o, e verde la ala, hai că-l prindem.
Tati, prinde verdele. Îl prindem, tati, îl prindem. Stai, dacă se bagă asta în fața mea. Dar erau foarte pisi, așa. Iar ne rupem roata, mă. Bă, băiat, ia uite, iar pe pistă. Mergem pe pistă, frate. Nu-i nimic. Ce să mai zic? Nu-i nimic, frate. Nu mai am ce să zic, mă. Bine, nu, și-o ceru scuze, n-am nimica. Cu oamenii care își cer scuze, n-am nimica, frate. Mă, o greșit, cer scuze, frate, dacă ai greșit. Nu ești ultimul dobitoc. Greșești. Și mă mai ieși la jurături. Că atunci nu mai e treabă. Știi? Asta. Nu mai e treabă, știi, greșești și te mai ieși la jurături. Nu mai e treaba asta, frate. Deloc nu mai e treabă. Hai să vedem. Asta trece aici. Nu vin mașini, deci nu o să plece oriunde oricum, așa cum mă bag eu. Aici e pistă, dar nu se vede pista. E dita mai pista aici. Dar nu se vede. Ba, uite-o în față. Scuze dacă am întârziat, dar o durat acolo. A fost timpul de așteptare 40 de minute. Că și eu m-am enervat, îți dai seama că timpul ăla mai făceam încă o comandă. Și faza e că au fost și nesimțiți. Că punga aia de la Glovo era de vreo 5 minute acolo. Trebuie eu să mă duc să întreb de ea, știi? Na. Oh, așa. Hai să-mi dai fix sau măcar 50? Ah, e bine. 41 de lei, nu? Opa, așa. Hai. Nu știu. Da, e bine. Și o să... Ia, uite, m-am și desenat eu ceva, să-i dau. E comandă de la Spartan. Era să scap cheile. Ok, m-am bat pe trotuar că-s pe contrasens. Hopa, hopa. Ok, bă. Deci nicio comandă nouă, mai am 40 de minute din program. Hai încă o comandă, frate. Încă o comandă. Bine, oricum o primesc, că-s 40 de minute totuși. Adică o comandă iau bun. Da, bă, băieți. Mi s-a oprit filmarea singură, fără să văd. Fut-o dracu de cameră. Și după ce am dus comanda de-a mea, acum după ce am dus-o, mi-a zis să-i zic, mi-a picat mie fita să mă uit pe cameră să văd ce am filmat. Și ghiște, s-a oprit. Nu știu de cât timp s-a oprit, acum sunt pe microfonul camerei. Deci de asta e audio destul de prost, că sunt pe ăsta camerei. Mă rog, fraților, acum merg acasă. Ia spargă și noi aici. Aoleo. Eu acum mergeam acasă, deci... Dacă v-a plăcut acest bike vlog, dați și voi un like și un subscribe dacă mai vreți videouri de la Glovo, cu livrări la Glovo. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!